Unul dintre cele mai importante așezăminte monahale ale Episcopiei Caransebeșului, Mănăstirea Teiuș, a îmbrăcat haine de sărbătoare la praznicul Adormirii Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. După 2 săptămâni de pregătire duhovnicească, foarte mulți credincioși s-au împărtășit astăzi cu Sfintele Taine. Credem și mărturisim că orice curte a unei biserici sau a unei mănăstiri poate să fie sau să devină o grădină Ghețimanii, în care știm cu toții că s-a rugat Mântuitorul Hristos înainte de pătimirea sa și tot în grădina Ghețimanii s-a rugat și Maica Domnului înainte de slăvita ei adormire. Așadar, astăzi ne-am simțit ca și apostolii în grădina Ghețimanii, cântând imnuri de laudă Maicii Domnului la slăvita ei adormire. O rugăm pe Maica Domnului și astăzi, și în toată vremea și în tot ceasul, să mijlocească pentru noi și pentru a noastră mântuire înaintea Fiului ei și Dumnezeului nostru. Mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, chiar anul acesta programul l-a rânduit în așa fel încât să fie la această mănăstire de referință pentru Episcopia Caransebeșului, care se află în proximitatea orașului Caransebeș și care nu doar la hram, ci în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, adună număr mare de credincioși care vin cu multă dragoste, mai ales că în această biserică măreață a mănăstirii avem un odor de mare preț, care iată astăzi ne stă înainte, și anume icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care datează din anul 1767. Iată că și pentru acest motiv, pentru acest odor sfânt, ne-am adunat astăzi ca să o cinstim pe Maica lui Dumnezeu, pe Maica vieții. Piatra de temelie a Bisericii Mănăstirii Teiuș de lângă Caransebeș a fost pusă în 15 august 1999, atunci când a fost sărbătorit pentru prima dată hramul mănăstirii. În data de 1 decembrie 1999 a fost finalizat corpul administrativ al așezământului monahal. Pe lângă biserica de piatră a fost construită și o biserică de lemn cu hramul Sfântul Mare Mucenic Mina. În anul 2009, Preasfințitul Părinte Lucian a târnosit paraclisul de iarnă al mănăstirii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.